Inspectorii s-au dat drept clienți, s-au așezat la una dintre mesele pentru fumători care nu sunt delimitate în vreun fel de cele la care se fumează. Mai mult, la un metru distanță, este amenajat un spațiu de joacă pentru copii. Aici putem fuma, da? Aici, da, da. Unde e comod? Eu vă aduc comanda acolo. Dar nu mai am permisiunea să fumăm și acolo? Nu. Acolo nu. Alt local, alte nereguli. Deși pe holurile centrului comercial sunt peste tot semne care interzic fumatul, restaurantele de aici sunt pline de fum. Administratorii spun că nu încalcă nicio regulă. De această dată, administratorii s-au ales doar cu avertizări și prescripții să înlăture neregulile depistate. În caz contrar, dacă aceste încălcări se vor repeta, vor fi în repetate rânduri, vom fi nevoiți chiar să inițiem în judecată dispunerea scoaterii autorizației. Nefumătorii și fumătorii au păreri împărțite. Sunt centri, localuri unde sunt pentru fumători și nefumători aparte. Însă nu chiar în toate se respectă, cu părere de rău. Ni одного, честно, я ещё не видел. Было бы удивительно, наверное, наблюдать такое место, к чему я бы как сам курильщик, я бы, наверное, там своё удовольствие, наверное, там бы. O lege care interzice fumatul în locurile publice a fost adoptată în 2007. De atunci nu a fost aplicată nicio amendă pentru încălcarea ei.